spus unde e. Nu știu unde e. Știu că ne caută. Și ce e mai grav, a luat legătura cu Popeanu. Stai aici unde te duci, Thierry? Eu vreau de răzbunat! Și eu. Lăsa răzbunat atunci. Nu. Tu știu ce putut face eu. Eu vreau mers la ăla acasă și făcut ce făcut înainte. Făcut la familia lui și rezolvat probleme. Deocamdată, nu. Deocamdată o să fim discreți. Da? Poate, eu dacă găsit la ăla... Omor. Viața e scurtă, fă să-i vină timp. Hai. Unde plecat? Am o combinație. Și vreau pleca singur? Am pistol. Condu-mă până la bord. Aoleu, dar ce e aici? Să rămână, nenea-state! Sahib! Sahib! De ce nu m-ai chemat că veneam eu la matale? Avem de vorbit. Eu unde stau? Nu prea am multă mobilă. Păi nu prea ai multă. Ba chiar ai deloc mobilă. Eu zic că dacă ți-au patul, rămâi cu canciu. Unul la mână. De ce n-ai pleasmă? Și doi la mână, câți bani câștigi tu la mine de n-ai pleasmă? Destui. N-aș prea-și crede. Ia spune mie. Ai vreun gigolo? Sau n-ai spus nu drogurilor? Bag la bancă. Direct în venă? Nu, bre, adun și eu bani să-mi iau o căsuță. Și de-aia nu bag bani în cocioaba asta. Păi, Lirico, nu se poate așa. Tu ești mâna mea dreaptă? Tu nu poți să locuiești în garsoniera asta frumoasă, dar Lucie. Ia zi câți bani mai îți trebuie? 60.000. Îți dau 59? Și până mâine seară tu îi completezi. Să rămână, nenea state. O să mă rog să fii bărbat toată viața. Ia, hai ca bă. Avem de vorbit lucruri serioase. Spune. Care-i povestea cu aia doi? Nea Sahib, mă jur pe copilașii mei nenăscuți că am zis numai adevărul. Așa. Și ai încredere în alea? Da. Bine. Atunci o să merg la Paris să văd eu. Vin și eu. Și dacă n-a fost adevărat ce am zis, poți să-mi faci ce vrei matale. Adică? Să-mi primesc pedeapsă. Vezi că eu sunt un om drept și ți-o aplic? Ești idolul meu. Ia, schimbă-te tu să dăm o raită pe la fete, că pe urmă intrăm în campanie electorală și fleașcă rămă paște. Bine. Numai să mă schimb și eu de astea și vin imediat. Spune-mi, tu mai te produci? Da, bre, da. Numai cu ea de la ambasade și vreo câțiva de la multinațional. Și eu, adică pentru mine, cam cât ar fi tariful? Preda, pentru matai pe blat, trebuie numai să zici. A fost ipotetic. Numai să zici, că eu sar imediat. Te-ai schimbat? Imediat, bre. Cameră foarte bună, a avut și senzor când om trecut mișcat în registru. Ascunde-le, să nu le vadă. Aoleu, ce urât ești, fă, țigancă. Ca indiancă aveai o sulietă superbă. E, lasă-mă, dracu tău, indiancă, care am fost cu sulieta mea. Bine că s-a dus. Unde ai fost mai aseară? La curve. Ai și ceva, nu schimba vorba, da? Dacă zic că am fost la curve, la curve am fost. Bine,
Să zicem că te cred. Dar cu mine de ce ai, mă, ce foză? La curve mă duc în interes de serviciu, nu forțez coloană. Taticule, e groasă. Mie spui? Deci știi ce vreau să zic? Zi odată! Uite, e unul care bagă în cap lui Babi numai prostii și să vrea mai mulți bani. El unde-i, Babi? Nu știu. Strigă-l ca să nu-mi forțez eu gâtul. Babi! Da! Ia vină, mă, goacă, te cheamă tăticu. Opa, că am auzit! Da, tăticule. Babi, tu cumva vrei mai mulți bani? Gândește-te bine. Nu, tăticule. Jură-te pe cei mai scump. Să moară gâtul meu dacă vreau vreun ban. Menu, Dora, de ce inventezi lucruri neadevărate despre copii, nu? Dar nu inventez, mă, tăticule, eu nimic. Ia recunoaște-mă, zi-l-o, tăticu, zic că ai zis Minu, că vrei mai mulți bani. Minu, Dora. Potolește-te. Tăticule, dacă tot am venit, am și o ședință cu părinții, vii cu mine? Da, du-te și termină de mâncat. Zi, Minu, Dora, ce-i cu ăla? Cine e ăla? E unul la școală, atâta știu, că e unul la școală, îl cheamă Orlando și a băgat lui ăsta în cap că are talent, că merită mai mulți bani și bine. Cam asta. Te duci la Orlando ăsta și îi spui așa, bă! Bă! A zis tăticul că ai clanța cam mare, prea mare, cea mai mare care o are un om și ori o ții închisă de tot, ori nu o deschizi niciodată. Altă variantă nu există. Bine, am înțeles. Acum, să rămână, pa! E să moară măta! Ce fac așa? De ce te urești, mă, casa? Nu mai poate să ia benzină așa? Pus camera la supraveghere. Dar pe cine să sunt pe dracu, cum ai zis acolo, da? Pentru Hosi. Am ajuns să ne furăm unii pe alții? Nu pentru noi, pentru ăștia ce vrut venit de afară și furat din casă. Plus că vrut mon patron văzut și ne intră la baie și nu trăsap. Eu sunt proastă și pui botul la vrăjirile tale care le zici tu aceea. Adică stă casa vraiște până acum, nicio treabă nu intră nimeni și uite așa vrut să dat drumul la sezonul de uți. Te pui inventar. State, ce se întâmplă? Uite, stau și eu aici, nesimțindu-mă prea bine. State, ce se întâmplă? Uite, stau și eu aici, nesimțindu-mă prea bine. Dar n-am mai vorbit asta odată. De ce am pus, mă, camere de survegheare peste tot? Ne filmăm cumva viața noastră palpetantă? Sau ne frică cumva? Ne ferim de cineva? Lasă-mă, fă-mi pace, că nu spun. Sigur. Doar dacă insiști, poate să mă scap. Te scotesc de ses o săptămână dacă îmi spui. Jean e la București. Aoleu, dă-o, dracu, dă treabă, mă! Iar pune masă, scoate masă, cără beutură, ai pus făgrătarul, bei ca porcul zaci o săptămână, iar mă! Și-am polițistul din Frața! Nu vreun frate nou apărut. Criminalul lui Rosica? Aoleu, ia tot temă mai încolușa. De ce? Să mă piși pe mine de frică. Da, du-te, dracu de scârboasa, dracu. Ia-ți panica și du-te cu ea în casă. Aoleu, Doamne, nu strica mie pini. Apără și păzește, Doamne, de rău și de blesteme, că a venit ăla să ne ia gâtii. Doamne, că o să murim ca mormoloci, precis ca Rosica. Taci, fă, din gura aia. Dacă ăla te voia moartă sau pe mine, până acum eram morți, el altceva are în cap. Babi! Hai la școală, la ședință! M-am mai liniștit nițel acum. Hai!
Ai pățit ceva, Năstate? Nu, Bavi. Sunt emoționat. De câte ori văd o școală, simt emoționat. Știi de ce? Pentru că, deși e diferită, chiar și Sorbona, toate are ceva comun. Ce? Toate e școli. Tot galbene erau? După Dantonistului. Când era Mionea, nici nu era zucrăvitră. Dar uite, tot acolo băteam și eu mingea. Acolo băteam fetele. Mă rog, făceam un fel de sport cu ei. Să rămână Năstate. La revedere. Am venit la ședința cu părinții. Ia stai. Cine îi dă de mâncare la copil? Matale. Cine are grijă de el? Îi cumpără țoale? Matale. Cine se duce la ședința cu părinții? Matale. Deci, cum am spus la început, la revedere. Babi, mersi că m-ai condus. Mă duc să văd ce hal de situație școlară ai. Hai. Acum, care e problema, sincer? Ce? Cine aștept arma? Bună ziua! Bună ziua! Stați jos! Vă mulțumesc că ați venit la ședința cu părinții. De unde-i părintele? Tot copii ați rămas. Opa. Bună ziua, domnule primar! Ați întârziat puțin, dar înțelegem. Sunteți un om ocupat, probleme. Maria, strunge energia. Nu? E ședință cu părinții? Este. Da? Domnul Potcovaru, ce caută aici? State, nu-i nimic personal. Nu, înțeleg, înțeleg. Chestie de principiu. Eu nu sunt chimic părinte la niciun copil. Dar am un elev în clasa asta. Sunt părinte tutorial și am venit să mă interesez de soarta lui. Da, foarte frumos. Faceți că vă interesați de situația băiatului. Asta e foarte bine. Vă rog, luați loc, domnule primar. Unde, unde? Hai! Banca întâi. Cum meritați neavoastră. Așa, să începem ședința. Deschidem catalogul. Din păcate, sunt cam nemulțumită de rezultatele unora dintre copii. Unii copii sunt nemulțumiți de dumneata, așa că e tanda pomanda. Totuși, sunt plăcut surprinsă de rezultatele elevului Babi. E te fleoși, de ce vă bate jos de mine, doamna profesor? Vorbesc foarte serios, domnule Potcovaru. Vorbiți serios? Vă rog. Are note? Cum să nu? Poți să le văd și eu? Să vedeți. Bine, n-are niciun 10. Uite, numai fă bă. A făcut boacăne? Nu, astăzi așa se fac notațiile. Foarte bine înseamnă. Ia-ți prostul, ăsta e Babi, al meu. Ia uite. Ce e asta? Alin, I, de la inteligent. Nu? Nu, stăte. Așa am crezut și eu în început. Îmi pare rău. Aș putea să spun două vorbe? Da, vă rog. Pentru că m-am emoționat. Pentru că, în recunoștință că m-ați invitat la prima ședință cu părinții din viața mea, de înduioșat ce sunt, dacă mă alegeți primar, o să fac ecol privé de prim rang în Cloncatele, o să fac copilul și calculatorul și pentru părinții care n-are unde să-și lase copiii, o să fac o casă mare înconjurată de bodyguards. Să nu treacă băutură, să nu treacă țigări, să nu treacă droguri. Și să fie cu profesoare voluntare care să învețe pe copii. Tate, matematică, istorie... Tate, ai intrat în campanie electorală? Zici și mie, ca să știu. Ai dreptate, nu e legal. Da. O să o fac fără să fiu primar. Și de păcăm așa. Da. Stați puțin. Ca directoare, mi se pare un plan foarte bun. Eu mă ofer să lucrez cu copii. Te ofer cam ușor. Te ofer foarte ușor, dumneata. Ia spuneți. Cine a făcut... Cine a zugrăvit școala asta? Eu am zugrăvit-o, da, v-ați auzit aminte. Tu? Cine s-a ocupat de programul ăsta cu cornul și cu laptele ca să aibă fiecare copil ce vrea?
Cine a adus autobuz la școală ca să vă care copiii ălora care stați departe? Tu, mă, Marcele, să ce fii, mă, că el? Tu, Marcele, și ai făcut numai lucruri bune pentru comună, nu, mă? Foarte mult, și nu numai astea, câte lucruri bune ne-a făcut el pentru comună. Dar zugrăveala cât o să mai țină? Cornul și cu iaurtul n-are frigider? A avut, s-a stricat și o să reparăm, state. Și autobuzul stă pe butuci. I-au furat țiganii roțile ca să le pună la căruță. Pace? Pace. Hai să mergem. S-a terminat ședința? A fost frumos. De ce intri în campanie la școală? Stați, vă rog, dacă nu vă supărați, cer permisiunea să închei eu ședința. Vă rog frumos. Are dreptate. Nu știu dacă și el, dar eu cer. Nici o problemă. Vă mulțumesc. Ce porcări le scrie pe bancă. Și ăsta sunt clasa întâi, îți dai să mă... Eu n-am scris niciodată. Păi ce, tu știi să scrii? Vorba e că n-am scris. Da, un singur lucru mai este de lămurit, puțin cam delicat, dar asta este situația. Comitetul de părinți a cerut să vă mai cer niște bani. Știu că este criză. Pentru copilaj nu este niciodată criză. Oricât dau pentru toți, pentru toată clasa. Primăria o să contribuie și ea ca de obicei cu cât poate. Păi da, primăria contribuie, că contribuie ea din taxe. Dar tu personal? Suma e confidențială. Am înțeles. Uite de aici. 3000 de euro, toți confidențial. Vă mulțumesc, sunteți foarte generos. Da. Meritați să fiți primar în Cloncatele. Vădera demonstrandum. Nu-i nimic, declar ședința închisă. Tocmai vreau să mă cer afară. Vă rog. Am plecat. State primar și tu în pușcărie. Fă chitanță pe banii aia. Nu fi fraieră. O să mulțumești. În timp de zi... Ai noroc, Costică. Ce-ți face nevasta? Sănătoasă, sănătoasă? Zace-n pat, bolnav. Păi știi ce zic eu? Casa o dărâmăm cu nevasta înăuntru și eu îți fac o casă nouă, mare, îți aduc o căprioară tânără, frumoasă, soi de nevastă sau s-o bagiocorești, ce-i vrea matare. Reparăm și casa, punem termopane. Hai noroc. Sănătate, domnule. Să trăi, domnule. Dar hai la referendum să-l dăm pe ăsta odată jos. Să facem ceva pentru oamenii din jur. Vrei să fiu primar? Sigur, domn primar, să poate. Așa. Păi da, picința are pe... Mai plouă în casă? O, domn primar. Ia o găleată până una alta. Să rămână, să trăiți și să vă dea Dumnezeu sănătate. Să nu vă prind că nu veniți. Cum să nu? Veniți la referin. Vă rog eu, hai să punem umărul. Nu vă oblig cu nimic, votați cu cine vrea conștiința voastră. Da? Ai nevoie de bani? Cine n-are nevoie de bani? Poftim. Să rămână, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Aveți nevoie de bani? Pe toată lumea are nevoie de bani. Aurea, uite, Biluță mă urmărește. Bine, acum toți e cu ochii pe noi, da? O să treacă Steven pe aici de seară și o să rezolve. Mulțumim, să rămânii domnișoarelor pântăzică. Ce v-a promis ăsta, cu de bani? Nu ne-a promis nimic, am stat și noi de vorbă. Uită-te în ochii mei, ce dracu mă prostești. Să veniți la referendum să mă... A, vindeți casa, vindeți rând, plecați de aici. Nu mai veniți, dar vă dracu, că în 6 mandate nu m-ați votat deloc. Ce faceți, copii? Bine, nasta. Experimentați? Da. Aveți 18 ani? Eu n-am. Jumate din voi are. Tu ești majoră? Eu nu. Ești prietena lui? Da. Să-i lași o pauză să vină cu frații la vot, da? Da. La referendum, știi ce votezi? Să-ți intre în cap, știu, da? Nu te iei după unii, după alții. Să-l sfătuiești bine, da? Da, să vină la referent, să voteze ca un voin ce este. Și tu, dacă ai nevoie de o slujbă, să mănânci. Poate casieră la bar, poate la Paris, babysitter, da? Ai tăi acasă? Doar tăticu, că de-aia sunt aici. Mm-hmm. O să trec și eu pe la el. N-ai nicio grijă, nu-i spun că ești aici. Hai, experimentat, experimentat. Lungă campania asta electorală. Mai lungă ca a mea? Păi da, dar mai epuizat de tot. Mi-i spui? Și asta n-a fost decât referendumul. Auzi? Dar dacă revereul ăsta e pozitiv, ce urmează? Abia atunci urmează lunga campanie electorală. Ne îmbrăcăm iar ca endienii, mă, dă o dracu de treabă. Ne îmbrăcăm ca chizofrenici.
ce faci, fă? Păi eu mi-am pus ceaiul, fă, și tu mi-l bei, că-ți dau cu ceașca asta în cap, pe ea trage. Da, state! Nu țipa așa la mine, că sunt nervos. Încerc nevastă. Iartă-mă, iartă-mă, nu țip, dar trebuie să spui repede costumul ăla norocos, pentru că am o mare, mare, mare surpriză pentru Matale! Ai câștigat la loto și împărțim banii. Ai divorțat de Barcelona și e liberă? Ce se întâmplă? Mai bine puneți repede costumul ăla norocos și hai în sat! Veniți și noi? Da! Toată lumea să fie acolo! E de bine! Dar ce zic eu de bine? E de foarte bine! Hai! Haide! Haide după mine! Repede! Hai! Ce? Dacă facem asta mișto de noi. Hai să ne îmbrăcăm! Hai, mă, Marcele, mă! Ce naiba facem, mă, cu excum? Să trăiești. Ce să e o filmare, e televiziunea și... E cu campania? Cu campania, bună, state. Da. Ce, în primărie? Da, tu bine. Da, mă bucur. Și cât... E, cât mult. Până la cât durează? Mult. Păi două, da, ore, e blocat de ce? Frate, nu se fac, rog pe Felice, eu am dat afară pe Aurel. Rog pe Felice, ce aveți, mă, doamne, nu se poate. Ce faci, mă? Dansezi pentru mine? Da, așa, parpală, tu-i acolo, Nesu, pe partea aia, Viorele, și tu-i... Ce emoție așa l-a luat. Băieții mei. Muncește! Bă, uite cum e trebuie să vă vorbiți! Bravo! Bravo! Vă rog, vă rog! Domnule Potcovaru, bună ziua! Da. Diana Popescu, îmi pare bine să vă revăd! Ce mai data faceți? Data trecută nici nu mi-ai spus cum te cheamă, n-ai vrut! De cafea nici să pun problema! Ce cafea? Asta e scenariul emisiunii, de 3 ori cafea! Dorișoara Adriana, da, spune-mi! Da, flacărea Potcovaru! Da. Adriana Popescu, îmi pare Potcovaru. Bine! Potcovaru! Da, îmi pare bine! Spune-mi, domnișoară, cu ce putea om să te ajute? Am auzit că faceți un referendum, e adevărat? Fac. Eu fac referendum, da. Păi eu o să fac o emisiune pe tema asta. Da? Pentru că în afară de referendumul președintelui, niciunul n-a mai avut succes. Băi, dă-mi bine, dă-mi voie să te contrazic puțin, da, să te coretezi. Nu. Nici măcar referendumul președintelui n-a avut succes ca să-l dea jos. Am. Al meu o să fie primul. Dar se transmite la IV, da? Adică în toată țara. Da, se transmite toată țara. Domnul Potcovaru, vă rog, mergeți la machiaj. Am înțeles. Dar și eu, de unde să merg și o să-mi face și mie bucle așa? Stai liniștită, Madame Laflam. Neastate va fi protagonist. Ce vorbe și eu îl lasă cu tine cu rămâne. Mai am o întrebare ca să o pun. Mai vine cineva? Sigur, așteptăm pe domnul primar să apară. Aha, mi-e place așa. Ca să fie și... Că să fie confruntare, nu? Da, trebuie să fiți față în față, să vă vadă... Față în față e ce mai bine. Că doar nu să ne vorbim pe la spate unul cu altul.